Problema actelor biometrice, actelor cu chip, este o lepădare de Hristos sau nu e lepădare de Hristos? Nu trebuie să le luăm, zice. Bun, dar este considerat o lepădare sau nu? După buletin va veni pecetea. Vai și poi tu romii lei, opiș fraiești, metania e afton de ni parchi. Cine se va însemna pocăință pentru el nu există. Cine hamenos apto Theo ke tus anthropos. Este pierdut în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Δεν σώζουν όλες οι προσευχές και οι λιμοσύνες του κόσμου. Nu-l izgonez, nu-l izbovez toate rugăciunile și nici milostenile lumii. Noi ca preoți. Αν δεχτώ το χάραγμα, τα παμύρια αγγελικά και αρχαγγελικά τάγματα να προσεύχονται για μένα, δεν θα δω καμιά ωφέλη. Dacă primesc pecetea, chiar dacă s-ar ruga heruvimi, serafimi, arhanghelii pentru mine, nu mă pot mântui. Asta știm cu pecetea, ne trezează cu aftele. Apau și goleși și dacheu mai zi tu satana și tu neona, cronu, stina, apirea, pirotita. Deci o să ardem împreună cu satana în focurile iadului, dacă am Rotuni meriti poșta zici, am de parut de gardă, de să pură nu lepșe, de pură nu ca nu tibuți. Întreabă unic dacă nu iau că buletinul, nu o să pot lucra, nu o să pot mânca. Tili și măștidinu ne aghi. Soluția ne-o dau sfinții. De burume na minume și spolis. Nu putem să rămânem în oraș. Să fugim și să vona. Vom fugi la munți. Că da pame puli mai de capen de ipos. Și vom merge mulți împreună, 15, 20. Că da dos o Dios dină mi se na filu na mă se deriz ia în mina. Și va da Dumnezeu putere ca pentru, cum să zic, cu puțin să trăim o lună de zile. E aia matrona e tifli rusida, elege, θα παίρνουμε χώμα, θα το κάνουμε κολούρ και θα τρώμε. Sfânta Matroana Oarba din Rusia a zis că o să luăm pământ și o să-l facem cornulețe și o să mâncăm. Și înainte de actele biometrice, cum e cu actele astea ce s-a acum? Da, să-l biometrice, măi. Pașaportul biometric deja. Nu, dar înainte de ele. Ce? Și cu chip. Deci actele cu chip, noi ca preoți. Ce facem cu oameni care au primit actele cu chip? Lei, tipune ieris. Ficanul metusatropus puecunidi asumetis electronice staftotis. Adică putem dezlega de păcate, putem spune de... Buruna exomologisunt. Apana rutisun afton du baterea Iustinu, poche na monastiri negumenu. Să mergeți la Părintele Iustin și să-l întrebați pe el. Părintele Iustinu zic că nu. Peste, nu mă scuresem. Όταν παίρνουν καιρό οι ιερείς για να λειτουργήσουν, είδαν τον Κύριο τους Αγίους να έχουν τα μαλλιά κορεμένα, τα γένια κομμένα. Ας δεις, σε λιερτάς, δαρ, când merge să slujiți preoții, ați văzut pe, ca să aibă sfinții îngerii părul și barba atunsă? Deci asta, cum puteți să slujiți? Dar nu ne dă voie să lăsăm păr lung. Ne interzice episcopul. O episcopul stu să apagă, revină în afară ne tamaliată. Să ne ascultăm de el. Deci Dumnezeu nu este mulțumit de situația asta. Bun, și să ne ascultăm atunci. Namica nu-i pacuiesc în despotile? Οι Απόστολοι δεν κάνανε υπακούε στου γραμματεί και του παρεσαίου που ήταν οι πνευματικοί ηγέτε τη εποχή εκείνη. Του πιάσαν και του είπαν να μην κηρύξετε. Και πήγε ο Άγγελο, του έβγαλε και του είπε: κηρύξτε. Απόστολοι νόφου που τα σκουλτάρε δε γραμματέοι και δε αρχιερέοι, δε ατόνι, καρ' εράου ντουόβνιτσι, δε αμπλέα τσέλουια. Și îngerul i-a scos din pușcărie și i-a dus merge și propovăduiți, cu toate că aveau interdicție să propovăduiți. Și apostolul Pavlus o dăm duie părtisa și pe mesdea și pe mine amin gerixete. Ce apologizite le? Pitharhin di Theo malo ne anthropis. Dinadi? Θα κάνουμε υπακούει στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Zice, atunci când Apostolul Pavel a fost luat la rost, de ce? Pentru că ți-am interzis să propovăduiești, totuși propovăduiești, dar spune, vom face ascultare de Dumnezeu, nu de oameni. La ce... Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακούει στον Δεσπότη που λέει κάτι που είναι αντίθετο από τον νόμο του Θεού. Θα τους πει αύριο να στιφανώσουν έναν Ορθόδοξο με έναν Ετερόδοξο. Θα το κάνουν. Zice că nu putem să facem ascultare de episcop când el ne spune ceva împotriva lui Dumnezeu. Dacă spune episcopul mâine faceți o căsătorie mixtă între un ortodox și un catolic, o să o faceți? Nu. Copiii nu-i mai lăsăm la școală sau ce să facem atunci? Tapediană, pane școlii, una și nefijun, mi-a aflat. Zic că vor să introducă carnet electronic, elev. Este carnet de elev. Și ce facem acum? Felul navajuntora, iparchena pragmaena bibliariu,
vazin tus vadmus. Ke felon ke afton ato kan elektroniko ke donis na ipografu. Ne, δεν μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε έγγραφο να υπογράψουμε που έχει το 666. Το 666 είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Άρε άκτουλ 666. Το 666 είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Άμα πάρω ταυτότητα και υπογράψω, να γνωρίζω τον Σατανά, Κύριό μου και Θεό μου. Deci dacă iau buletinul și semnez, e ca și cum îl cunosc pe Zic încă o întrebare și mergem. Telefteia, le erotice. În cazul în care noi nu ne supunem episcopului pentru anumită probleme legate de acte sau de este o și ne caterisesc, noi putem sluji separat undeva retrași mai departe? E validă caterisirea sau nu? Ne istim periptosi cu afti ieris denca nu e pacuiston despoti pulene în aparun ti selectorichest aftot ti stres chelipa che afti tu se caterizun. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Νο, δεν είναι valable. Ο Όσιος Γαβρίλου κατά Χριστόν Σαλός, αυτός λέει, άμα διευθύρουν μια παρθένου παρά τη θέλησή της, αυτή ο Θεός σαν παρθένου θα της έχει. Άμα πιάσουν με τη βία και μας βάλουν τους φράγες, με αυτό δεν ισχύει. Deci zice, ca și cum ai lua o fecioară și ai siluit-o și Dumnezeu o consideră fecioară, chiar dacă a fost siluită, exact și așa dacă te pejetulește cu forța, nu se consideră. Deci luarea actului este o lepădare. Și primirea înapoi la spădare, numai dacă le-a pădat sau cum e? Lei, Iana Catalav, în calitera, an permutis electronic este aftotites, simeniotii, e cum prozvasis toteo. Antapetane monoborun exomologithun? Δεν πρέπει να την πάρουμε αυτή την ταυτότητα. Στην περίπτωση λένε που τα έχουν ήδη, τι πρέπει να τα καταστρέφουν, τι πρέπει να τα διστρούσε άκτα. Γιατί μετά από λίγο θα έρθει τους φράγεις μας. Δουπάει όσο βίνε ρέπεται πεκέτα. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι καταστρέφουν ταυτότητες μπορούν να είναι δεκτοί στην εξομολόγηση. Ναι. Να οργιστούμε δεν υπάρχει μετάνοια, τελείως. Είπαμε προηγούμενα τι λέει ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης. Deci dacă primim pecetea, este înseamnă lepădare, spune. Actele? Pecetea și actele? Pecetea. La biș. Lei, tu sfragi mai ine to idioma e tis electronicest aftotis? Ochi, ala electronicest aftotis ine prothalamus, tu sfragismus. Deci zice că nu este același lucru pecetea cu actele electronice, este doar premergător. Bun, dar în moment ce eu primesc un act cu chip și nu vreau să le apăd, nu e o lepădare de Hristos în momentul ăla. Deci, din părere, si pu ego dehume na electronicote te opragma, simeni oti... Că se remurgulești, nu poți să las. Piratis fragida? Δεν ξέρω, ο Θεός ύστερα μπορεί να μην μας δώσει τη χάρη να αρνηθούμε τους φράγεις μας. Zice că nu știe, dar este posibil ca Dumnezeu să ridice harul și să nu mai avem puterea ca să ne lepădăm pecetea. Da. Zic că e mulțumim mult și să ne... Să ne mulțumim politic.